Bun găsit, doamnelor și domnilor, sunt Ana Chera. Facem împreună curat pentru 25 de minute. Știți ce m-am gândit? M-am gândit că și dumneavoastră, ca și mine, sunteți profund impresionați de declarațiile astea care se întâmplă în spațiu public, venite dinspre generali ai armatei române. Și oameni importanți ai armatei române, oameni care au condus divizii NATO aici în sud-estul Europei, spun nici mai mult, nici mai puțin că relația dintre noi și ruși, în momentul de față, este cumva în defavoarea noastră. Adică eu înțeleg că mult în defavoarea noastră, din moment ce domnul general Bălăceanu spune nici mai mult, nici mai puțin că șansele noastre în raport cu armata rusă sunt cumva medii. Generalii sunt foarte abili. În mod normal, când ai dușmanul la graniță și el stă să vină, că așa spune el, că stă să vină, da? Și așa arată turbulențele astea care se întâmplă în Europa, toată lumea se înzestrează, toată lumea își face bocceluța cu rezerve, toată lumea spune despre un pericol iminent, apropo de o întoarcere, ca să zic așa, a rușilor cu fața către Europa. Generalii zic sunt abili, ei nu spun, domne, noi suntem prost înzestrați, cu subiect și predicat. Ei spun, domne, să facem cumva, că suntem puțini, armata e mică. Adică spun așa, după ultimele date, 68.000 de soldați activi, 53.000 de rezerviști. Cu asta ne batem noi și cu niște, mă rog, tancuri, cu niște piese de artilerie, transportatoare mai vechi, aeronave generația a doua, a patra, flotă prea mică, atenție pentru o țară cu ieșire la Marea Neagră. Generalii nu se referă la dotare, cât mai cu seamă la forța numerică a armatei române. Că e cam ciudat, repet, cu dușmanul la graniță să spui, domne, n-am cum să mă bat cu tine, adică eu practic sunt terminat, dacă vii, deci vino, practic oricum dacă vii, m-ai învins. Așa sunt lucrurile și nepricepând eu foarte multe din declarațiile astea ale generalilor, m-am gândit să întreb un președinte de Confederație Mare Sindicală, Blocul Național Sindical, pe domnul Dumitru Costin, care știu că știe ce se întâmplă în acest moment cu industria de apărare din România. Că mi-este foarte clar că se vorbește puțin spre deloc despre asta. Generalii nu prea spun despre asta, pentru că e o chestiune de strategie, dacă vreți una peste. Dar strigătele lor disperate sunt în sensul ăsta. Domne, să vină lume mai mult în armată. Să vină lume mai mult în armată și să pună mâna pe ce? Ca să se apere, ca să apere țara în caz că e nevoie. Fac o paranteză, rușii investigați de o publicație independentă, agent considerată de Rusia, The Moscow Times, sunt din ce în ce mai mulți împotriva invaziei care se întâmplă acum în Ucraina. Adică a crescut numărul rușilor care cred că invazia în Ucraina este o prostie, o mare prostie, o mare nenorocire pentru ei. Dar asta nu, cum să zic, nu înclină niciun fel balanța, niciun fel. Adică este o informație, o luăm ca atare. Închid paranteza. Domnule Dumitru Costin, vă mulțumesc foarte mult că sunteți cu noi. Aș vrea să-mi spuneți și mie și oamenilor care se uită la emisiunea Acurat, ce se întâmplă acum cu industria de apărare din România? Ce mai facem noi acum? Mai producem ceva? Sunt investiții? Se dezvoltă zona asta, ce știți? Păi să începem cu începutul. Cei care ne urmăresc trebuie să știe că în 1989-1990 România era pe locul 6 la nivel mondial ca națiune care producea echipamente, tehnologii militare, muniție și le și comercializa. Erai pe locul 6 după niște mari puteri. Astăzi nu mai existi. Și noi nu mai existăm astăzi pe harta globală a industriei de armament, datorită celor care au condus această țară. În principal, vina numărul unu o poartă corupția. Corupția care îmbracă uniforme militare, indiferent de culoarea acestora. Pentru că ei sunt cei care au reușit în decursul timpului să dea lovitură după lovitură, folosim așa un termen aproape militaresc, industriei de apărare din România. Industria de apărare se afla la începutul anilor 90 în curtea Ministerului Apărării Naționale. Era un element specific unor sisteme de tip totalitar. Armata are și industria de apărare. Mai târziu,
în mandatul președintelui Constantinescu, 97-2000, ministrul apărării de la vremea respectivă, mă refer la un răposat politician PD, Sorin Frunză Verde, în urma discuțiilor purtate, valorilor făcute la nivel european, internațional, a ajuns la concluzia că normal și firesc industria de apărare trebuie să fie mutată de la Ministerul Apărării Naționale, care în fond era client, să fie mutată la Ministerul Economiei. Și asta s-a întâmplat, a fost mutată la Ministerul Economiei. Până atunci însă, cei care conduceau armata română și aveau și butoanele industriei de apărare din România, au avut grijă sub discursul pregătirii aderării României la NATO să ceară guvernului României sau guvernelor României să ceară posibilitatea obținerii unor linii de finanțare care să ducă la investiții, la noi tehnologii, la posibilitatea ca România în aceste capacități de producție să poată să producă, spre exemplu, armament și muniție calibre NATO. În momentul în care această industrie a fost luată de sub pulpana militară și mutată în civilie la Ministerul Economiei, atunci s-a produs, să zic așa, o mare schismă, pentru că din acel moment cei care controlau în totalitate această industrie, controlau achiziții, controlau vânzări, controlau investiții, mă refer la cei care erau în funcțiile de conducere din MAPN, s-au văzut dintr-o dată lipsiți de butoiul cu miere, pentru că erau un butoi cu miere. Vânzările de armament din România nu se fac așa, nu se duce orice firmă într-o licitație internațională, pentru că trebuie să știți că armamentul până la urmă are o piață globală care înseamnă 90% piețe guvernamentale, deci guvernele între state, da? Între state, da? Guvernele sunt cele care achiziționează. Și un procent foarte mic se duce către, să zic așa, zona gri, zona obscură, terorism, miliții, crimă organizată și mai departe. Evident, nu poți să te duci pur și simplu într-o licitație atunci când un guvern, spre exemplu, face un anunț public că vrea să cumpere nu știu ce tip de muniție. România făcea și face în continuare acest comerț prin intermediul unei jucării, numită Romtehnica. În anii 90, Romtehnica, companie românească, mergea și participa în licitațiile internaționale și făcea în așa fel încât să vină culmea cu niște oferte care nu avantajau deloc industria de armament românească, ci din potrivă promovau sau creau cadrul prin care depozite uriașe de armament și muniție care aparținuseră URSS-ului, da? Și care rămăseseră în diverse state, gen Moldova, Transnistria, Georgia și mai departe, să poată să fie lichidate, pentru că, vă dați seama, era atâta marfă acolo care putea să fie vândută la prețuri foarte mici. Și oamenii ăștia ajunseseră ca pe banii României, fiind companie românească, să facă jocurile altor companii. Așa cum vă spuneam, în momentul în care această industrie a fost trecută la Ministerul Economiei, cei în uniforme s-au gândit că ar fi cazul să nu scape de sub control această industrie, care le aducea bani privați, nu bani pentru armată, bani privați celor care luau decizii. Și atunci au făcut în așa fel încât au trecut în rezervă și au asumat ca unul dintre ai lor, un general, să treacă în rezervă și să ocupe acea funcție de secretar de stat, pentru că la vremea respectivă industria de armament și aeronautică avea un secretariat de stat. Și așa au putut să continue să controleze ceea ce se întâmpla cu această industrie. În momentul în care s-a mutat politica această industrie, a fost lăsată cu atenție toate liniile alea de împrumut pe care le aveau cu garanții ale Ministerului de Finanțe și pur și simplu a fost abandonată. Din acel moment au început probleme de natură financiară, pe lângă cele legate de producție. S-a mai adăugat încă o problemă, pentru că la un moment dat, în Consiliul Suprem de Apărare a Țării, între timp a apărut și o lege care stabilea ceea ce se numește Planul Național de Mobilizare, care însemna că o economie
așa cum este și economia României, în situații cu caracter excepțional, atunci când Consiliul Suprem de Apărare a Țării decretează mobilizarea economiei pentru stare de război, anumite capacități de producție să fie în stare să pornească imediat sau să-și crească producția cu armament, muniție și toate cele trebuitoare unei armate. Ei bine, acest plan de mobilizare aprobat de Consiliul Suprem de Apărare a Țării trebuia finanțat, pentru că acest plan de mobilizare obliga agenții economici, chiar dacă erau cu capital de stat sau dacă erau capital privat, să-și conserve, să păstreze linii de fabricație, linii de asamblare în perfectă stare de funcționare, chiar dacă pe ele, la vremea respectivă, nu se mai producea. Cu ani în urmă am făcut o conferință de presă la vreo 10 ani după apariția acestei legi și atrăgeam atenția că acest cadru legislativ a fost cel care a dus la încărcarea cu datorii a industriei de apărare din România, pentru că firmele au fost obligate să facă conservare și pază de echipamente și tehnologii pe banii lor, bani care se duceau în costurile de producție, pentru că statul nu a alocat nimic, niciun leu anual prin legea bugetului. Chiar mi s-a reproșat la vremea... Câți ani a durat? Deci după ce s-a întâmplat jucăria asta, ping-pongul ăsta de la Ministerul Apărării la Ministerul Economiei, da? Practic, câți ani a durat, cât a ținut perioada în care această bucățică mare de industrie, industria de apărare, adică e o bucățică mare, teoretic trebuie să fie bucățică mare, a rămas nimic, da? N-a fost finanțată. Păi, de undeva din a doua jumătate a anilor 90 până în prezent. Până în prezent? Până în prezent, pentru că continuăm această stare. Deși sunt 2,5% din PIB-ul României alocați armatei, 20% pentru înzestrare? Bineînțeles, pentru că banii ăștia merg în proporție de 99% merg afară pentru achiziții, importuri de tehnologii militare. O să revin și la subiectul ăsta și sper să am șansa să mai dialoghez cu dumneavoastră despre subiect, pentru că e un subiect extrem de complex, care ascunde un munte uriaș de corupție, așa cum vă spuneam mai devreme. Și pot să demonstrez acest lucru. Să continuăm. Au încărcat cu datorii aceste companii. Evident, aceste companii, multe dintre ele au ajuns să trăiască de pe o zi pe alta. Într-o astfel de situație n-ai nicio șansă să te dezvolți, să faci pași înainte, produsele tale devin necompetitive și atunci, pe cale de consecință, cei din partea ailaltă, care ar trebui să fie clienții tăi, în principal Ministerul Apărării Naționale, se uită la tine și spune: a, ce produci nu e bun, a, ce produci nu îndeplinește condițiile de preț pe care le doresc eu. La începutul anilor 2000 am pregătit, pentru că reprezint în continuare o bună parte din industria de apărare și industria aeronautică din România, mai bine zis cea mai rămas din ea, am pregătit o analiză complexă pe care am prezentat-o președintelui Ion Iliescu. La vremea respectivă, în calitatea pe care o avea și de președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării, am ajuns la domnia sa, însoțit de câțiva colegi, și timp de 40 de minute i-am prezentat o radiografie a acestei situații. L-am văzut extrem de nervos pe președintele Iliescu, a făcut efectiv o criză de nervi, a întrebat, spre exemplu, pe generalii care erau de față și unul dintre ei ulterior a devenit secretarul ăla de stat de la Ministerul Economiei, de care v-am spus. I-a întrebat dacă e adevărat ce spune ăsta, adică eu, pentru că eu prezentam președintelui Ion Iliescu faptul că România de pe undeva de prin 91-92 până la începutul anilor 2000, până în 2000, România achiziționase din import niște tehnologii militare de peste 5,2 miliarde de dolari și nu se vedea nimic în armata română. Băi, unde sunt dotările alea în armata română? Spre exemplu, deci aveau niște scheme de achiziții care mergeau pe hotărâri de guvern care erau băgate la secret. Veneau în ședințele de guvern și spuneau: e secret. Păi
am vrea și noi să știm, întreba Ministerul Economiei, Ministerul Finanțelor, nu e secret. Fiți cu toții de acord aici că astea sunt lucruri strategice pentru România, e secret, nu aveți voie să știți ce e acolo. Și pe secretomania asta cumpărau din import, contra unor comisioane, tot felul de năzbâtii. Spre exemplu, printr-o hotărâre de guvern au cumpărat la un moment dat vreo 200 de turele de tancuri din Germania, care urmau să fie montate pe șasiuri de tancuri din România. Era o diferență de tehnologie, ca să înțelegeți așa, ca și cum ai vrea să pui un motor de Ferrari pe o caroserie de Trabant. Deci n-avea nicio șansă să funcționeze. Cele 200 de turele de tank de ultimă generație au zăcut în niște depozite, iar după ani de zile au fost tăiate și vândute la fier vechi. Oh, astea sunt... Nimicuri. Astea sunt... Nimicuri. Pentru că după această discuție, când am arătat președintelui Iliescu ce se poate face și cum România trebuie să schimbe politica, m-a îndrumat către cel care conducea executivul la vremea respectivă, mă refer la primul ministru Adrian Năstase. Am avut mai multe întâlniri, 2001 în principal, începutul 2002, la care Adrian Năstase a invitat staful armatei române și unde discutam despre posibilitatea ca România să reușească într-un interval scurt de timp să relanseze industria de armament, de apărare. De atunci au trecut 24 de ani. De atunci au trecut 24 de ani. Dacă ne întoarcem cu fața către România în ultimii 24 de ani, ce s-a întâmplat? Adică să practic nimic. Nu cu fața către nu fața către nimic, România. Nimic bun, nimic. Pentru că în 2002, după un an și ceva de muncă cu echipa lui Adrian Năstase, a reușit să scoată o ordonanță de urgență. Ordonanță de urgență care spunea un lucru esențial pentru industria noastră de armament și industria aeronautică. Atunci când România cumpără din import, pentru generalii spuneau, ăștia de aici, de la intern, nu ne pot livra nimic din ceea ce avem noi nevoie. Și atunci am pus această lege, am lucrat la această lege, care făcea următorul lucru. Lăsa libertatea armatei să cumpere ce dorește din import, dar crea un mecanism de compensare economico-financiară pentru economia și industria românească. Asta însemna că dacă eu cumpăram de la Danachera de 1 miliard rachete Patriot, tu, Danachera, care îmi vindeai mie acest echipament, această tehnologie, erai obligată să faci investiții, transferuri de tehnologii, să generezi producție și servicii de bunuri în România, în principal din industrii strategice, în industria aeronautică, industrie militară, dar și în alte industrii de vârf pentru mine ca țară, de interes pentru mine, astfel încât producția de bunuri și servicii exportată să-mi echilibreze fluxurile de bani pe care eu îi scot din economie. Uitați-vă că la sfârșitul anului trecut, pe tot scandalul ăsta monstru cu deficitul bugetar, Parlamentul României aprobă o achiziție de tehnologie militară din Statele Unite de 6 miliarde de dolari și nimeni nu zice nimic. Evident, în economia României nu se întoarce absolut nimic. Deci acea lege cu compensarea, cumva îți dau bani ca să-mi dai tehnică militară de ultimă generație, dar tu te obligi să investești la mine, să-mi transferi tehnologie, bani. Să investești, exact. S-a pus în practică? Această lege a fost una dintre cele mai modificate legi, pentru că la apariția ei, ea viza nu doar Ministerul Apărării, viza și Ministerul de Interne, viza și zona serviciilor. Cumpărați ce vreți, însă cel care vă vinde trebuie să facă în așa fel încât să compenseze în economie prin investiții, transferuri de tehnologie. Domnule președinte, vreau să vă întreb ceva, pentru că mai avem 5 minute 10 din acest, mai puțin de 10 minute din acest interviu, care este, dacă mă duc puterile pe mine, este începutul, ca să zic așa, unor interviuri cu dumneavoastră în legătură cu acest segment care este foarte important, cel puțin această perioadă este esențial pentru România și văd că nimeni nu vorbește absolut nimic despre asta și e așa o tăcere
suspectă din punctul meu de vedere. E adevărat că oamenii nici nu au informații, e adevărat că nu poți ca prim-ministru să arunci în spațiu public informații care să pună într-o zonă de panică populația, să ducă populația într-o zonă de panică, că nu avem pe ce să punem mâna, dar pe de altă parte sunt convinsă că sunt lucruri care nu se știu și care ar trebui știute. Vreau să vă întreb, în acest moment, ce se produce în România, ca să încheiem rotund, ce se produce în România? Deci toată problema corupția este pur și simplu evidentă. Este evident, e un domeniu foarte sensibil, probabil că sunt niște obligațiuni pe care, obligații pe care România le are față de parteneri de tot felul să cumpere și să... mă rog, investească în industria ei de apărare, dar de fapt cumpărând de la alții, nu cumpărând de la ea, cum ar veni, luând de la ea din propria producție. Ce producem noi acum, astfel încât să fie totuși, să ai pe ce să pui mâna? Da. Astăzi România mai produce într-un număr limitat de capacități, mai produce muniție. În rest... nu pot să, mai poate să producă ceva armament ușor și cam atât. În rest, mai are o fabrică care stă în picioare pe industria aeronautică la Bacău, e o fabrică care funcționează bine, o companie privată, oamenii de acolo și acționarii și lucrătorii de acolo au avut grijă ca această companie să funcționeze în parametrii optimi. În rest, celelalte, elicopterele de la Brașov supraviețuiesc, asta din cauza lui Boc și o să vă povestesc într-o altă emisiune cum a luat o decizie istorică, aproape a pus în cap această companie. Fabrica de avioane de la Creva și asta e cu masca de oxigen pe figură, Romaero în insolvență, ați văzut recent, e o companie care se zbate de ani de zile să scape de presiunea rechinilor din industria imobiliară, o presiune uriașă. În rest, companii care în general pot fi trecute în categoria unei sintagme utilizată de Petre Roman la începutul anilor 90, un morman de fiare vechi. Un morman de fiare vechi sunt linii de producție de 10 de ani, de 40-50 de ani, dar cel mai mare risc pe care îl avem, pe lângă faptul că aproape nu mai producem nimic, cel mai mare risc este și faptul că media de vârstă a lucrătorilor din industria de apărare a trecut de 55 de ani. Deci nu mai avem viitor. Chiar dacă corupții ăștia care au distrus-o nu vor sau vor încerca să schimbe ceva din atitudinea lor, cu toate că mă îndoiesc, industria moare pentru că nu mai are cine să mai lucreze în ea. Puteți spune, vă rog frumos, numeric discutând, câți oameni erau în industria de apărare în anii 89-90, atunci când noi să spuneați că suntem pe locul 6, apropo de producție de armament în această lume, pe locul 6 în lume, spuneți noastră. Aveam undeva la vreo 120.000 de salariați în această industrie și aici folosiți, vă rog frumos, termenul din zona militară a Imperiului Roman. Această industrie a fost decimată. Împărțiți la 10 și vedeți ce a mai rămas din această industrie. Deci în acest moment, dacă România ar vrea să producă ceva, cum l-auzeam pe domnul Țuțuianu, care este secretarul general adjunct al guvernului, fost ministru al apărării, spunea, domnule, trebuie să producem ceva, trebuie să ne să mergem să facem ceva. Nu are oameni, una peste alta, pregătiți să preia orice inițiativă ar veni în zona asta? Da, domnul Țuțuianu a învățat niște lucruri, a încercat să le folosească cât a fost ministru la apărare, l-au curățat. Am fost martor la momentul în care Țuțuianu a fost curățat. Țuțuianu învățase o lecție ca ministru al apărării. Ajutăm armata să se doteze cu echipamentele și tehnologiile necesare, ridicăm capul din pământ și începem să negociem de adevăratelea cu ăia care vin să ne vândă echipamente și tehnologii. Și asta a supărat pe unii și atunci Țuțuianu a trebuit să fie curățat. Scurt. Vreau să vă întreb ceva. Se poate, domnule președinte Dumitru Costin, să existe un echilibru între obligațiile, repet, care le subliniez, obligațiile pe care România le are ca partener în alianțe, da? Și ca partener în tot felul de în tot felul de organizații
ca să țină o linie totuși, ca să țină o linie ca țară, ca să fie și ea importantă geopolitică, să fie și ea undeva la o masă, poate exista un echilibru între aceste obligații și propriul interes de a relansa industria de apărare din România? Bineînțeles, se poate? Sigur că da, se poate, evident că se poate. Dar pentru asta trebuie să ai, pe de o parte, oameni politici cu coloană vertebrală, pe de altă parte, să faci curățenie în zona militară cu cei care se ocupă de această politică de înzestrare, care, dacă mai sunt lăsați mulți acolo, vor continua să facă ceea ce fac. Sunt pregătit să vin să facem o suită de emisiuni. Am suficient de multe date, documente, cifre și informații care să vă arate că România putea să fie altfel dacă avea niște oameni de ispravă la conducere. Și vreau să închei intervenția mea prin a face o mențiune. De multe ori cei cu care am discutat au zis: nu, că ne pun presiunea aia de afară pe noi. Trebuie să știți că ăia de afară preferă niște parteneri serioși, responsabili, decât niște slugi umile. Pentru că ei știu bine că o slugă te poate vinde oricând. Absolut. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc că aveți încredere să-mi spuneți mie informațiile astea. Sper să mă ducă puterile să arătăm oamenilor ce se întâmplă în zona asta, mai cu seamă că este o zonă super strategică în aceste momente și declarațiile generalilor vin în zona n-avem oameni, n-avem oameni. Problema este pe ce pun mâna oamenii în caz că îi avem, adică în caz că se înrolează, pe ce pun ei mâna, dacă există arme să mergi în luptă. Că așa, să mergi în luptă cu pumnii e mai complicat. Nu, ca să zic. Nu vă faceți griji, sunt pregătiți să facă importuri. Sunt pregătiți să facă importuri, au schemele de terenul pregătit, nu vă faceți griji. Vor avea pe ce să pună mâna, dar nu de aici, de producție internă. Nu de aici, din producție proprie. Vă mulțumesc foarte mult. A fost Dumitru Costin, președintele BNS, despre un subiect foarte delicat. Sunt convinsă că aveți interes să aflați mai multe și promit ca jurnalist mai bătrân așa, că mă țin de subiect. Vă mulțumesc foarte mult! Doamne ajută! Pe mâine seară!